Salut, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de Mirobolan de Robocraft. Astăzi, după cum puteți vedea, suntem încă cu robotul ăsta vechi. De fapt, sunt. Voi nu sunteți. Dar am promis că o să-l schimb, că o să fac altul, însă tot trag de el. Că poate mai poate. În zilele de astăzi nu mai poți să joci cu un robot de ieri. Pentru că e greu. Uitați-vă și voi. Am citit pe forum mai bine și cu cât ai un robot mai mare, cu atât vei avea mai puțină energie de folosit pentru arme. Nu l-am prins. Ok. S-a dus. Hai, poate prind și unul. Asta e. A, nu e, pe bune. Yay! Ca să nu cară shotgun degeaba după mine. Puteam să-l omor și fără, probabil, cu SMG-urile. Bun. S-a înclinat puțin în față robotul cu shotgun-ul ăla, dar e și ăsta un lucru destul de bun. Ia să-l vedem pe ăsta aici. Încă una. Perfect. Bă, bune, mă, după ce că mă chinui să-l omor, mi-l fură ăla. Ok, ăla a rămas fără energie. Era bun de Tesla acum, dar că să fă, n-ai că să fă. Uite-te și tu, îi dau dita mai bucata de-i piuie urechea și mi-l fură ăla. Ok. Se pare că o să fie un match super easy, super rapid. Dă-te, măi. Opa, sunt băieți aici. A, nu, e doar unul. Ok. Mă pot descurca cu unul. Hai să sparg eu repede asta. Ok, aici. Dă-te, măi. Ok. Puțin mai greu de controlat acum cu shotgun-ul ăsta. Mă gândesc să-l dau totul jos. Ok, nu e bine. Fugi. Chiar și așa la modulul blink nu aș renunța. Mi se pare mult prea bun. Cred eu că acum ar funcționa mai bine un robot super rapid. Pe bune am ratat. Un robot rapid și cu 4 SMG-uri maxim. Da, da. Mai e tu la distanța aia cu mitraliera în vise, poate. Ok, acum e momentul să mă car. Salut, băieți, ajutați-mă. Astea sunt ajutoarele mele. Hai, băieți, pe ei. Să vedem dacă ne descurcăm. Trebuie să-i dăm jos arma aia nenorocită. E ca și mor băiatul. Ok. Mamă cum dă ăla. Mamă, cât sunt? Cred că dădeau amândoi sau ceva. Încă una. Perfect. Chiar îmi place shotgun, nu? Mă gândeam să-l dau jos, dar acum parcă mă ajută destul de mult. Dă-te, măi, pe bune, ce să punem în față? Hai, shotgun. Ok. Și acum scăparea mea spre libertate. Pa bune jocule. Pa bune jocule, îl pui pe ăsta lângă mine. Ok. Cel mai scurt meci de arena. Dar nu-i bai, mai dăm unul. Wow. Am avut măcar scor bun. Ia să vedem. N-am avut cel mai bun scor, mai mult ca sigur. A fost al doilea.
fuck, m-a întrecut ăla. Oricum, la damage am fost primul, clar. La kill-uri, al treilea, mai e bine. Bine, că mi-au furat ăștia 2-3 kill-uri, hai, să zicem. Cât să fă, n-ai cât să fă. Ok. Diamant. E bună arma, dar mi-a dat cineva un sfat că nu e bine să le pun pe roboți care plutesc și chestii. E bine să-l pui pe un robot cu picioare sau cu roți. Pentru că, da, nu nimerești nimic ele. Și așa era, chiar nu nimeream nimic cu arma aia. Ok, hai să mai dăm un match. Tot o arena și ne auzim în match ca de obicei. Ok, și deja am găsit match. Și pe harta, nu? A, da, acolo e primul punct. Nu trebuia să mă teleportez, știu, dar... Na. Nu înțeleg de ce mi-a agață puțin pe harta asta. Da, oricum, marți, de fapt, miercuri, că mi-a ajunge noul procesor. Și sper să nu mai am problema asta. Ok, ok. Unde mi-e echipa? Trebuia totul să intru pe acolo. M-am speriat eu, aiurea. Sunt lent, știu. O să fac un robot mic și rapid data viitoare, promit. Dă-te, măi. Un robot special pentru modul ăsta, nu de alta. Haide, dezavantajul roboților mici. Dacă l-ai prea mic, mori prea repede. Dacă l-ai prea mare, nu mai ai energie destulă. Nu. Nu azi. Mamă, ce-mi dădea ăla acolo. Puteam să mai stau puțin. Dar am zis să nu mă risc. Este mort aici, săracul. Și ăla la fel. Ok. Mai avem ce cuciri? Se pare că nu. A, ăla de la ei. Ok, uite, uitați-vă la ăsta cât de mic e și cât de ușor îl omor dacă îl nimerești, bineînțeles. I-am dat, cred că, 4-5 lovituri de laser și deja e mâncat. Dă-te, măi, nu vezi inamicul în față. Și ăsta cam la fel, da? A rămas fără energie. Ok. A, faceți de-astea, mă, voi. Le aproape mor, săracu. Să mă risc. Nu mai am energie. Salvați-mă, băieți. Eu i-am dat lovitura decisivă. Chiar dacă nu l-am omorât eu. Ok. Nu-i bai, am medici. Am medici, perfect. Bă, băiatule, tu nu știi cu cine te pui aici. O, ăsta e mort aici, săracu. Dar bineînțeles că nu îl iau eu. Mi-l fură. Oh, wow. Mamă, deci îi rupem. Le dăm down-ul total la ăștia. Parcă ar fi dead match. Nu, ăsta are încă protecția spawn. Ah, uite-l pe ăla, el e șmecher acolo. Stai că mai vorbim noi, mă, prietene. Știu, nu trebuia să mă teleportez, dar trebuia să fur și un kill. Vine, mă, încoa. Bun. Am și un kill, am două. Perfect. Aș putea să mă duc să le dau în bază să... Sau să-i fac lui ăsta schemă mare. Tot i-am dat ceva bucăți. Mamă, protosicărul e cea mai enervantă armă.
Cum pare că și vouă vi se pare la fel. Băi, băiatule, bă, băiatule, tu ce vrei să faci pe jocul ăsta? Pă bune. Lasă playerii adevărat să își facă treaba. Ia să vedem, prind și unul pe aici, prin spate, așa. Oh, salut! Nu, am ratat. Mori! Ok, energie. Am nevoie de energie. Energie. Ok. Ăla vine spre mine. Ah, ba nu, lol. A, el se duce aici, mă. Uitați-vă la el. El vine aici. Salut, mă, prietene. El e mic. Hei, l-am luat cu shotgun-ul. E bun și shotgun-ul. Și vroiam să-l scot. Dar e bun. Îmi place. Nu eram fan shotgun până acum, dar să fiu sincer, chiar îmi place. Hai să vedem pe ăsta de aici. Că e aproape mort. Ok, bun, l-am luat. Credeam că nu l-am luat. A murit cu întârziere omul. Deci la modulul Blink nu vreau să renunț în niciun caz. Doar dacă voi face un robot foarte rapid, adică să se miște repede. Bun. Hai mă, că am făcut și eu 6 kill-uri. Chiar dacă le-am furat. Nu chiar pe toate, dar... Ok. Deci, cred că ei s-au deconectat, nu pot să-mi dau seama ce au făcut. Hai, ia de aici. Este, mă. Ce vorbești? Un dinamic, ceva. O, băiatul are shotgun. Vrei să ne batem cu shotgun-ele? A, deja i-am bătut. A fost easy. Ia, kill-uri. Primul. Asistențe. Al doilea. Damage. Primul. Ho-ho. Și ce diferență. Dar la scor am fost al patrulea. Da. Pentru că băieții au spart mai multe cristale. Eu m-am dus după playeri și damage și chestii. Dacă mă duceam și eu să sparg la ei în bază, probabil luam locul. Fac level mult mai greu acum. Gold. Dă ceva bun. Nu. No. Ok. Mă gândeam ca data viitoare să-l modific pe ăsta, să-i pun SMG-uri, să-l fac ceva mai rapid. Dar bine, dacă o să-l modific pe ăsta, o să-l modific chiar foarte mult. Mi-a dat cineva cerere de prietenie. Ok. Cam asta a fost cu episodul de azi. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Eu am fost Mihai, ciao și multă baftă!